Prefectul județului Sălaj, Ionel Ciunt, a anunțat că a dispus verificarea tuturor drumarilor care au câștigat licitații pentru întreținerea drumurilor din județ pe perioada iernii, iar cei care nu își vor îndeplini sarcinile urmează să fie amendați. Prefectul Ionel Ciunt spune că verificările au început deja la toate societățile care au câștigat licitațiile pentru întreținerea drumurilor pe perioada iernii. Conform unei hotărâri de guvern de anul trecut, 782, rețeaua de drumuri naționale a județului Sălaj este de 285.808 km, drumuri județene 629.080 km și 865.821 km drumuri comunale. Deci aceasta este o hotărâre a guvernului din 2014 care dă aceste cifre pentru rețeaua de drumuri din județul Sălaj. Există contracte de dezăpezire pe toate aceste drumuri. Respectiv, drumurile naționale au un contract de dezăpezire și întreținere a rețelei de drum național, un contract încheiat în 4.11.2015, iar Consiliul Județean are 38 de contracte de asociere cu UAT-urile din județ. Pe primele 4 luni, Consiliul Județean a alocat, pe primele 4 luni de iarnă mă refer, noiembrie până în martie, când se va aproba, se estimează că se va aproba cel târziu martie bugetul pe anul viitor, aproba suma de 1.100 RON, 11 miliarde respectiv în lei vechi, care au ajuns la comune și comunele în baza acestui contract de asociere sau în baza contractelor de asociere cu Consiliul Județean au făcut achiziția privind întreținerea și dezăpezirea pe perioada sezonului de iarnă. Prefectul a emis un ordin în 23 noiembrie privind componența unei comisii mixte. Prefectură, Consiliul Județean, Poliția Rutieră, ISU, care se deplasează începând de ieri în teren, verifică stocurile de materiale existente în bazele firmelor care au contracte de dezăpezire, verifică existența, dotarea și funcționarea utilajelor de intervenție. La finalul fiecarei vizite vor face rapoarte de evaluare, care în final se vor centraliza într-un raport final, care vor cuprinde sau va cuprinde aspectele constatate, măsurile dispuse, termene de remediere a deficiențelor constatate și responsabilități pe persoane.